Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. O nouă etalare pentru septembrie, pentru că a mai fost și la alegere, acolo a fost în cruce celtică și sper că ați primit ceva mesaje speciale. A mai fost pe jumătatea sfârșitului august și septembrie tot. O etalare destul de interesantă, cuplu, singur și voi în relație cu alte zodii. Haideți să vedem acum ce mesaje primiți. În primul și în primul rând, haideți să începem cu mesajele de la îngeri. Practicați compasiunea și fiți de ajutor. Merg mână în mână. Trebuie să fiți, aveți aici numărul 15. 15. Practicați compasiunea. Astăzi, uite, chiar în acest moment, mi-aduc aminte de 15 august, de faptul că atunci se servează adormirea Maicii Domnului. Poate că unii sunteți, că tot dacă sunteți lei născuți în acea perioadă, poate chiar vă și cheamă Maria, Marian, Mary, Marilena, eu știu ce alte nume mai purtați de sfinți. Am senzația, nu e senzația, sunt chiar ferm convinsă că această carte, în acest moment, că e prima oară când o simt așa, practicați compasiunea. Ca să înțelegeți noțiunea aceasta dintr-un punct de vedere mai complex, că unii poate nu o înțelegeți, depinde ce planete aveți, deși în general lei sunt generoși, sunt de ajutor, dar acum depinde și de harta lor natală. Dar, repet, ca să înțelegeți această compasiune și cum să practicați compasiunea, pentru că este numărul 15, simt că este cazul să citiți un pic despre sau să recitiți sau să vă aduceți aminte despre viața Sfintei Marii. Și în primul și în primul rând, viața ei în perioada cât l-a purtat pe Iisus Hristos în pântece, cât timp i-a fost în preajmă și l-a ajutat, i-a fost de ajutor, da, în această creștere și evoluție, conștientizarea misiunii sale. Asta e un mesaj special pentru cineva, nu știu pentru cine, e prima oară când simt această carte, dar aveți 15, 1 și 5, ține de casa a 6 a muncii, suntem în Zodia Fecioare, Zodia Fecioare reprezintă casa a 6 a muncii, a îndatoririlor. E o datoria noastră, nu numai să ai creștină, spirituală, să fim de ajutor și să practicăm compasiunea, măcar din când în când, față de cei mai mici, cei mai firavi, dar și manifestați prin simple acte de amabilitate. Oarecum seamănă, sunt mici diferențe, iar numărul 5 și 15 este ceva legat de 5. 5 e casa 5 a leului, a creativității, eventual încercați și aplicați toate aceste lucruri sau manifestați-le într-un mod creativ, aplicați ceva creativitate în felul în care le materializați. Înapoi la ceea ce iubiți, în momentul în care vă întoarceți la ceea ce iubiți, la un hobby, la o pasiune, la un personaj, deveniți fără limită. Și învățați eventual să exprimați dragostea, să exprimați dragostea care se poate exprima și într-un mod compasiv, evident. Dar chestia asta cu întoarceți-vă la ceea ce iubiți, evident că trebuie să vă reevaluați dorințele, dar simt în acest moment că această carte se poate referi și la un loc anume, un loc din care vă trageți voi, părinții voștri, un loc special, un loc de poveste care vă ajută să vă redescoperiți această stare specială de har divin, de unicorn, de visător și nu un visător, nu un idealist fără sens, ci un idealist care și manifestă potențialul său la maxim. Din seria aceasta aveți Cosmic Butterfly numărul 36, care se reduce la 9. Și numărul 8, un 8 și un 9, există o evoluție. Văd aici un 45, 45 iar ține de 9, de casa a 9-a spiritualității.
casa, nu, în general, casa lui Jupiter, a săgetătorului. Acum depinde pe unde este săgetătorul în harta voastră natală, dar vorbim la modul general. Este o conexiune cu o energie spirituală, evident. Evident. Și pentru că vorbim de un fluture sau mesajul pe care l-ați primit, aduce aminte de povestea fluturelui. Posibil că unii dintre voi treceți printr-o transformare, ați trecut, treceți în continuare. Transformarea aceasta vă aduce mai aproape de această lumină spirituală către care toți tindem. Și interesant că văd aici portocaliu, este o lumină spirituală, dar care trebuie manifestată într-un mod creativ, creativitate spirituală, că tot avem săgetător unii dintre voi. Eu am în casa a cincea creativității, a voastră nu știu pe unde este, dar este o transformare cosmică. Sau cu alte cuvinte, transformarea prin care treceți vă pregătește pentru o viață. Știu că sună ciudat, cine vrea să sară peste aceste mesaje să-i fie de bine, să sară, dar vă pregătește această transformare către o alt fel de lume, un alt fel de trai. Mai conectat la lumea cosmică. Aveți în spatele acestei transformări, în spatele acestui fluture cosmic, da? Ying și Yang Lover, vă apropiați în momentul în care vă conectați la această lumină, vă apropiați de echilibru vostru, Ying și Yang, da? Începe să manifestați într-un fel sau altul, că orice fluture are două aripi, da? Trebuie să zburați cu ambele, nu doar cu unul, și cu varianta voastră sau cu, și cu aspectul vostru feminin și cu aspectul vostru masculin, și cu Yin și cu Yang. Și ca să ajungeți la 9, la 36, la acest butterfly-ul, da? Trebuie să, butterfly, adică fluturele, trebuie să treceți 8 prin această transformare. Eu simt că e vorba de echilibrarea voastră, e vorba de echilibrarea voastră și nu doar. În momentul în care vă echilibrați, vă puteți atrage oameni echilibrați, vă puteți manifesta echilibru, balanța. Nu vorbesc de zodie, vorbesc de echilibru energetic în viața voastră. Yin și Yang. Începe să învățați să iubiți echilibru. Mai ales cei care poate aveți niște aspecte mai pasionale, să zicem, într-un mod delicat. În continuare, aveți, visați un pic, visați un pic. La această transformare, visați un pic la acest iubit care vă, sau iubită, evident, care vă va echilibra cândva, la acest potențial ca să se poată manifesta. Însă, în spatele acestui vis, mai văd o alegere. Dream a little, the choice, da? Și o transformare care are loc la nivel dansul sângelui, la nivel foarte profund. Deci transformarea asta, Yin și Yang Lover, casa 8-a a scorpionului, a sexului, al banilor, a morții și învierii, da? La fel se întâmplă și cu fluturele. Toate aceste lucruri au loc la un nivel profund, adeneic și eventual vă conectează, chiar dacă cred că pentru unii a fost în ultima vreme ați experimentat o cădere emoțională, Falling the Swan, căderea, lebăda și blândețea, să zicem. Ați experimentat o cădere emoțională, dar toată această așa zisă depresie sau cădere emoțională a fost tocmai ca să vă conectați la această latură profundă, da? Adeneică. La sângele vostru, la sângele vostru cosmic, știu că sună ciudat, cui nu place poate să sară peste chestia asta, la aspectul vostru în care, sau al nostru, al tuturor, în care suntem și feminin și masculin în același timp și trebuie să le manifestăm pe amândouă. Evident, nu concomitent, dar când putem, trebuie să încercăm să rămânem în echilibru. Ei, această transformare, v-am zis, vă ajută să alegeți. Să alegeți, să visați un pic. Posibil că la un moment dat unii dintre voi ați fost mai practici, mai ancorați în anumite îndatoriri
Și acum visând un pic, alegeți visul, visul cosmic, fluturele cosmic, ambele țin de o stare de visare, de o stare mai ciudată, evident mai puțin materialistă, da? Și care nu este atât de promovată, dar există ca și dimensiune și cine vrea să o manifeste, este liber să o manifeste. La capătul setului de cărți aici, nu, de fapt a vrut să se arate magicia, nu, puteți să manifestați ceva, orice. Să manifestați o transformare, un început, aveți toate resursele după această profundă, profundă transformare despre care am tot vorbit acum, cui nu i-a plăcut, poate să sper că a sărit, ci a trecut la subiect esențial. Vreți să manifestați ceva, aveți posibilitatea să începeți viața de la zero, de la unu, într-o nouă, într-o altă privință, mai ales dacă vă întoarceți, da? Dacă vă întoarceți la ceea ce iubiți. Că, repet, că e un loc, e un personaj, aveți puterea să manifestați ceva special. La capătul setului de cărți aveți 5, casa 5 aleului, 5 de bâte, îndrăgostiții 2 de bâte, da, valetul de cupe, regele de cupe. Există un conflict în voi, încă există acest conflict peste care trebuie să învățați să treceți și iar apare alegerea, apare alegerea, interesant. Și apare alegerea de două ori, doi de bute, interesant cum se confirmă, doi de bute și îndrăgostiții, amândoi vorbesc despre alegere. În continuare avem yin și yang, da? Lover, care se regăsește în această imagine, vă doriți pe cineva care vă completează, acum această completare se poate întâmpla și printr-un parteneriat, se poate întâmpla și printr-o prietenie, nu musai romantică, da? Nu musai o poveste romantică, însă trebuie să alegeți între un personaj, eu simt că este un personaj aici, semn de apă pentru unii, regele de cupe și valetul de cupe, care într-un fel sau altul vă echilibrează emoțional, nu musai că e semn de apă, are aceste calități, da? Are aceste calități, vă poate echilibra emoțional și vă vindecă într-un fel. Are un fel de a fi mai poetic, da? Este un moment de alegere între acest personaj și niște situații conflictuale, cor fi în familie, cor fi vecinii, cor fi concurența. Alegerile țin, da? Ambele cărți vorbesc despre alegere. Și aici avem, ia uite, avem un vis, da? Visați un pic. Acest personaj vă învață să visați, vă învață să vă conectați la acest fluture cosmic, la lumina voastră spirituală. Vă învață ceva, e o lecție. Eventual vă învață să practicați compasiunea, că asta face valetul de cupe, foarte empatic. Învățați ceva în conexiune cu acest personaj. E un profesor spiritual acest personaj. Că e mai tânăr, că e mai matur, nu contează. Și voi trebuie să alegeți între acest vis sau sau potențialele pe care le aveți în momentul în care vă lăsați într-o stare de visare, pentru că sunteți semne creative, și conflictele pe care le aveți în anumite aspecte din viața voastră. Mai lăsați-le, nu vă mai luptați, mai și visați. Că în momentul în care vă lăsați acest timp pentru această visare, începe să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, empatică, blândă. Și atunci, anulați acest conflict care e tot timpul în voi, în unii dintre voi, evident. Și îmi place că a apărut această alegere de trei ori, da? Și aici, și aici în cărți, au apărut îndrăgostiții, da? Yin și Yang Lover, a apărut starea de visare, da? Dream a little, a apărut valetul de cupe. Da, ceva se întâmplă în viața voastră și voi trebuie să învățați, dacă vreți să manifestați, să alegeți și căi mai blânde și căi mai sensibile. Nu câștigăm de interesant mesajul care vine și vine și asul de cupă, da? De cupă, de monede. Primiți și niște bani? Sau îi faceți, rămâne de văzut. Asul de monede. Vreau să spun că putem câștiga în viață nu doar prin luptă. Nu doar prin luptă. Există metode mult mai subtile, soft, da? Prin care putem să câștigăm. Da, am zis, aveți ceva de învățat de la cineva. Hai să vedem ce aveți pentru luna septembrie. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu.
septembrie. Ah, uite, faetonul. Acest drumuri. Regina de băte, ai sunteți voi, leoaicelor și leilor. Asul de băte, foarte frumos. În ultima vreme v-ați implicat foarte mult într-un proiect. Proiectul acesta poate să însemne foarte mult. Există și un faeton, există și o mașină. Călătoriți foarte mult pentru manifestarea. A apărut magicianul, da? Magicianul. Are și o bătă, da? Și a apărut și asul de monede. Vreți să manifestați ceva creativ și practic? A apărut și asul de monede. Sunteți la început de proiect, de drum. Poate că unii dintre voi vă și întoarceți back to. Da? Back to what you love. Întoarce-te la ceea ce iubești. Și întoarcerea se poate manifesta cu un nou început, da? Cu un as. Ca să vă puteți bucura de acest as de băte, de acest potențial maxim, de această sclipire, de această idee, trebuie să manifestați creativitate. Regina de Bâte este foarte creativă. Evident că, bine, ar trebui să pun multe clarificări, dar simt că trebuie să fiți și un pic să păstrați un mister asupra proiectului până îl demarați, până prinde oarecare stabilitate. Oricum, cu faetonul aici, este clar că sunteți determinați, simțiți că acest proiect, această alegere, orice ar fi ea, că este relație, că este un job, că este o idee creativă, că este o investiție în ceva, ați cumpărat un obiect, ați cumpărat un teren, ați cumpărat o mașină, orice poate fi, orice. Eu vă dau acum variante, puteți să vi le găsiți voi, orice. Simțiți că aveți victorie în această, sau ați avut, sau așa ați simțit, simțiți că vă este predestinată mașina respectivă, terenul respectiv, relația respectivă. Simțiți că face parte din destinul vostru și sunteți determinați. Sau manifestați această determinare de ceva timp. Apare și turnul. Probabil această situație a venit într-un mod neașteptat. Ați așteptat-o și a venit, da? S-a întâmplat într-un mod neașteptat. Niște chestiuni legale, da? Niște chestiuni legale. Niște... Acum mai simt un alt mesaj. Unii dintre voi care ați fost căsătoriți sau sunteți căsătoriți, că apare marele preot, încercați să încheiați un capitol cu ori cu o fecioară nouă de monede care v-a pus într-o situație cam neplăcută, cam toxică. Dintr-un punct de vedere că fecioara v-a pus, că s-a creat, da? Regina de monede. Acum, iar apare semnul Capricornului, apare fecioara, apare, poate să fie și Taur, oricând, da? Apar niște situații în care s-au plâns, în care cineva s-a simțit în frig, cine a fost, voi, ei, nu contează. Încercați să încheiați acest capitol și să-l vedeți ca pe o lecție spirituală, să-l înțelegeți din punct de vedere al tradițiilor și al lucrurilor care trebuie manifestate uneori pe pământ. Repede, dacă a fost o chestiune în familie, neplăcută, o situație toxică în familie, că avem marele preot, aveți marele preot, foarte posibil, într-un mod neașteptat, s-a discutat despre manifestarea justiției. N-aș vrea să intru foarte mult în amănunte, că asta se poate manifesta în multe feluri în viața fiecăruia. Deci s-a discutat despre manifestarea justiției divine. Poate să însemne și căsătorie, și divorț, și acte, și partaj, și separări, și ce-o fi, da? Pentru că apare și un turn. Pentru că apare și un turn. Evident că mesajul ăsta este pentru unii dintre voi. Haideți să vedem. A? Așa a fost să fie mai tăi încă o dată. Așa a fost să fie. Ia uite, conflicte încă o dată, de două ori, de trei ori erau tăiate, dar probabil că așa a fost să fie la voi. Nu problemă în prezent.
Ia uite, 8, iar August, 8 de bâte, 8 de spade, regele de cupe a vrut să se arate. Probabil că nu degeaba am făcut așa cărțile, da? Unii dintre voi discutați probabil cu cineva care are marcaj un rac. Rac, da? Rac și leu. Discutați despre proiecte, despre începuturi, da? Iar văd în continuare discuții. Acum, probabil în discuțiile voastre, mai există altcineva care rămâne blocat. Nu muse un semn de aer, altcineva rămâne blocat într-un mental. Mare grijă să nu fiți voi, pentru că este sub voi, regina de bâte. Însă, în această perioadă aveți iar drumuri, că și 8 de bâte înseamnă drumuri, 8 de bâte înseamnă drumuri, înseamnă discuții multe despre cum să manifestați creativ acest as de bâte care a apărut în trecut. Cum să vă echilibrați emoțional în condițiile în care aveți foarte multe de făcut? Cum să vă păstrați echilibru emoțional în condițiile în care trebuie să schimbați ceva? Pentru că aveți 2 de 8, 8 înseamnă transformare. Aveți aici 8, 8, 8. Aveți multe confirmări că treceți printr-o transformare și în primul și în primul rând mentală. Trebuie să ieșiți dintr-un fel de a gândi. Poate că unii dintre voi, poate, zic poate pentru că știu cazuri, acum nu sunt toți la fel, dar unii chiar ați avut tendința, mai ales în această cădere emoțională pe care ați simțit-o în trecut, ați rămas într-o zonă de gândire negativă și aici trebuie să schimbați. Eventual, acest faeton, acest rac va învăța să gândiți un pic altfel, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate să fie și un săgetător. În fine, ideea este că trebuie să mergeți mai departe. Este foarte posibil ca în această, nu musai călătorie, călătorie către manifestarea destinului vostru, să aveți un blocaj mental în această perioadă. Încercați să-l treceți, pentru că aveți, repet, două cărți, cel puțin două, nu mai zic de astea, care atrag atenția către transformare. 8, 8, regele de cupe, posibil că aveți niște planete sau aspecte și în Scorpion, iar voi sau altcineva. Foarte posibil pentru unii așa simt că schimbarea prin care treceți vă stresează un pic. Dacă ați dorit-o la un moment dat, în acest moment manifestați în această perioadă un pic de stres mental. Dar treceți peste el pentru că aveți încă două cărți pozitive, 8 de monede, de monede de băte și regele de cupe. Iar simt că pentru unii cineva cu aspecte puternice, în semne de apă, pești, drac, scorpion, vă poate echilibra, vă poate susține emoțional. Din acest motiv a apărut acea alegere. Aveți nevoie de un personaj care vă echilibrează emoțional. Interesant mesajul. Acum, ia uite, iar apare cavalerul de cupe, 4 de monede și asul de monede a vrut să se arate iar. Foarte fain. Asul de monede. Iar apare acest personaj cu planete în semne de apă. Nu mai e regele de cupe, acum e cavalerul. Poate să fie una și aceeași persoană, da? Și faetonul și regele de cupe și cavalerul poate să fie una și aceeași persoană sau să fie persoane diferite. Dar care au același stil și vă transmit aceeași stare de confort emoțional într-un fel sau altul. Chiar dacă la un moment dat vă stresează pentru că nu înțelegeți, pentru că sunt altfel decât voi, da? Ei sunt genul de oameni care mai visează, care aleg și altfel, fac și altfel de alegeri, totuși, într-un fel sau altul, reveniți la aceste personaje pentru că au acele lucruri care vă alină sufletul. Cavalerul de cupe în viitor, 4 de monede. Undeva acasă, într-un mediu familiar, că e 4, e casă, da? Și asul de monede. O ofertă. Poate să fie și un dar. Evident, poate să fie și o susținere financiară din partea cuiva. Nu musai din partea aceleași persoane. Însă, în viitor. Interesant ce simt. Pentru cei care v-ați cumpărat casă, teren
Și vreți să vă mutați pentru că astfel de monede arată ca intrarea într-o nouă curte, da? Într-o curte. Patru înseamnă casă. Posibil așteptați ca acest personaj să vă viziteze în noua locație, în noua locație, în noua casă și foarte posibil acolo să vă ofere ceva. Chiar și o casă. Știți cum era un obicei? Pe mine cel puțin așa m-a învățat mama. Când intru în casa cuiva să ofer un cadou. În fine, așteptați acest, pe viitor, așteptați acest cavaler de cupe. Repet, și e drăguț că cupele dau bine cu pământul, într-un fel sau altul. Dacă sunteți voi în această nouă locație sau acasă, da? Există o stare de o uscăciune emoțională care poate fi atenuată prin prezența acestui personaj. Sper că mă înțelegeți, da? Cavalerul de cupe. Continuare, cineva se stresează foarte mult la capătul setului de cărți. 9 de spade, 2 de băte, puteți să fiți voi, dar a doua zodie de foc, da? Trebuie să alegeți. Iar să alegeți, am mai văzut de câteva ori, victoria. Și sunteți foarte stresați, dar dragii mei, ia uite, renunțați la stres. Eu aici vă văd pe voi, stresați de toate schimbările prin care treceți. Alegeți vindecarea, alegeți o cale spirituală. Alegeți să vă vindecați familia într-un fel sau altul sau relația stabilă în care sunteți și în care simțiți că aveți niște probleme. Clar că altfel nu ar apărea aceste spade, da? Ia uite, iar apare combinația care a fost mai devreme. Încheiați acest capitol. Ego-ul unora, al vostru sau al cuiva din preajmă, s-a manifestat destul de intens la un moment dat. Nevoia pentru bani, nevoia de stabilitate financiară, da? A existat din partea unuia. Mai ales dacă ați avut de-a face cu cineva cu marcaj în semn de pământ. Zic marcaj, că nu vreau să supăr pe nimeni, dar n-am cum să dau nici zodiile musai. Încheiați acest capitol, încercați să vindecați. Căutați consilier sau cel mult, dacă nu găsiți consilier, vindecați și încercați să vă găsiți înțelepciunea în această situație. Ca să manifestați bâta pe care o alegeți, da, bâta, asul de bâte, începutul pe care vreți să-l manifestați, să le manifestați înțelept. Poate să fie și împăcare, dacă am vorbit de compasiune. Dacă vă împăcați cu cineva trădat, cu cineva ținut sau cine ce, sau nu contează, da? Că sunt multe variante. Dar au fost niște situații toxice, da? Clar. Încercați să luați bâta. Deci, victoria, unde vreau să ajung? Victoria se manifestă prin vindecare și prin credință. Nu puteți să manifestați victoria dacă rămâneți în griji. Și aici e. Încă cineva este crispat. Dar aveți un personaj în preajmă care vă ajută să mai visați, vă mai îmblânzește într-un fel sau altul. Asta pentru că patru de băte apare sub regina patru de, da, nu, patru de monede apare sub regina de monede. Hai să de băte. Măi, ce le-am zăpăcit un pic. Hai să mai citesc și altfel. În trecut ați simțit impulsul să vă urmați destinul într-o direcție. Dar la un moment dat, acum în prezent, sunteți oarecum blocați de niște griji, de niște idei. Dar se pare totuși că va veni, se pare pentru că așa arată cărțile, va veni un ajutor practic din partea cuiva. Nu zic musai semn de pământ, va veni un ajutor. Dumnezeu vă trimite ajutorul ăsta pe o cale, un ajutor practic. Poate să fie și un cadou, poate să fie și un sfat, poate să fie orice. Ceva care va aduce stabilitate în acest stres mental. Tot așa, în trecut ați călătorit în ultima vreme și acum în prezent călătoriți o grămadă și cavalerul de cupe călătorește. Însă eu cred că aici este alt personaj pe care probabil îi invitați în preajma voastră sau
repet, cu care mai comunicați și felul în care comunicați vă alină, vă hrănesc într-un fel sau altul acești cavaleri de cupe. Dar regina de bâte, care sunteți voi aici, da, Aleoaica, pe tronul ei cu lei, în această perioadă e un pic cam stresată. Poate sunteți pe 8-a născuți unii dintre voi, interesant ar fi. Sau pe 4-a. În fine, asta e mai puțin important. Deci Leoaica e foarte stresată și un pic crispată, nu se poate deschide. De ce? Variază. Acum depinde și de planetele voastre. Dacă, adică nu dacă, pentru că sigur este așa, pentru cineva, nu știu pentru cine, dar există o leoaică crispată care nu se poate deschide emoțional. Există, din păcate. Din acest motiv aveți un personaj, repet, în preajmă, care vă inspiră. Simt că acest personaj, da, pe vertical, acest rege de cupe, are în față sau deasupra asul de bâte, sub el asul de monede. Are acest potențial să vă inspire, să vă ofere un soi de alinare emoțională, sufletească, echilibru emoțional și să vă ofere ceva frumos, ceva valoros. Poate să fie și un cadou, da? Poate să fie și un cadou. Are acest dar de a vă scoate, de a vă scoate din griji. Evident că puteți să fiți și voi, dacă aveți planete în pești, în rac, în scorpion, puteți să fiți voi cei care vă manifestați această latură, că am vorbit de yin și yang lover, da? Yin și yang lover, foc și apă, bărbați și femeie, masculin și feminin. Dacă femeile au devenit un pic prea masculine, încercați și reveniți la latura voastră, delicată, soft, da? Pentru că dacă sunteți atât de războinice unele dintre voi, veți atrage bărbați mai prea pacifiști, poate. Încerc să spun într-un mod delicat, prea pacifiști. Însă, repet, există că-i bărbat, că femeie, regele de cupe, poate să fie și o femeie, da? Care își controlează emoțiile, care nu le arată și nu le împărtășește oricui. Regina de bâte poate să fie și un bărbat, care este obișnuit să fie seducător și în acest context, da, în această relație, nu poate. Pentru că omul acesta este foarte matur emoțional, nu poți să seduci cu vechile tactici. Iar e un alt mesaj pentru altcineva pe acest rege de cupe. Regele de cupe nu poate fi sedus. El este, de fapt, cel care te atrage într-un mod misterios. De acest motiv, probabil, cei care au manifestat aceste calități de seducător dau mai multe mesaje. În această relație cu regele sau regina de cupe, cine o fi, da, sunt un pic stresați și crispați că nu știu ce tactici să adopte pentru a manifesta acești ași, asul de bâte, atracție și relație de lungă durată, asul de monede. Da, interesant cât am vorbit, o grămadă. Sper că v-ați luat mesajele care vi se potrivesc. Din seria cărților intime au vrut să se arate valetul de bâte, iar o atracție față de cineva, doi de cupe, iar semn de apă, suflete perechi. Cineva vă sensibilizează, clar, vă sensibilizează și este destul de dificil, cum se vede, patru de monede, să vă deschide sufletul. Dar la un moment dat, interesant cum văd acum cărțile, în preajma acestui personaj, cavalerul, regele de cupe, care o fi el, faetonul, nu contează pentru mine, pentru voi contează, personajul acesta cu care vă cuplați emoțional foarte bine, vă ajută în momentul în care vine acest personaj și vă dă cupa, eu așa văd sceneta. Voi stați aici un pic crispați, da? Vine personajul, vă oferă cupa, vă oferă niște emoții. Și ca să nu mai țineți moneda în brațe și să primiți cupa, trebuie să o dați la o parte. Și în momentul în care dați la o parte, ce frumos, sper că vedeți imaginea, da? În momentul în care vă luați cupa, moneda de pe inimă, ce frumos, începe și manifestați treiul de monede, colaborarea, creșterea. Ce drăguț!
posibil că voi le oferiți lor. În fine, așa am văzut acum mesaj pentru cine o fi rămâne de văzut. Deci, o atracție puternică, nu doar fizică, și emoțională față de cineva. Față de cineva care vă atinge sufletul, repet, într-un mod special. Regina de Băte, tot voi, seducători, dar aveți în spate un semn de aer sau cineva cu marcaj în semn de aer, 4 de spade, cu care n-ați comunicat. A fost o comunicare foarte neplăcută, aproape deloc. Foarte posibil, v-au văzut pasiunea, v-au văzut frumusețea, calitățile, dar n-a fost suficient în manifestarea unei relații, să zic, coerente, armonioase. În continuare, în momentul în care vă vindecați, pentru că 4 de spade înseamnă și vindecare de ceva ce nu a prit, de ceva stresant, începe să visați 10 de cupe la o relație 4, o relație, dragii mei, stabilă, împăratul și împărăteasa. Împăratul și împărăteasa. Acasă, 10 de cupe. Da? Dacă cineva v-a stresat și nu ați comunicat corect cu cineva din preajmă, care de altfel vă admira, dar degeaba vă admiră dacă nu și manifestă ceea ce vă doriți, începe să visați la o altfel de relație în care vă amândoi vă jucați, vă potriviți, da? Sunteți voi, împăratul și împărăteasa. Rămâne de văzut cum se manifestă, când se manifestă acest mesaj în viața unora. Acum, acestea doar au venit în timp ce amestecam. Haideți să vedem ce ar putea să vină acum. Lei, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, August. Lei, Leuți, Leoaice. Patru de Băte, iară văd pe cineva crispat. Trei cărți? Foarte bine, le luăm pe astea. Wow! Iar apare. Probabil că se referă la acest personaj cu care nu ați comunicat foarte bine, nici sexual, nici verbal, nici mental. N-a fost o comunicare prea grozavă. Au fost niște secrete, poate că la un moment dat ori voi, ori ei, rămâne să vedem cine sunteți, în secret ați căutat bucurii, plăceri în altă parte. Da? Tocmai pentru că patru acasă sau în relație sau cu cineva anume, nu ați putut, nu este deschidere. Parcă cineva încerca să vă și impună, interesant, da? Vedeți? Să și impună felul în care să gândiți, mai ales pentru doamne. Interesant mesaj. Apare Spânzuratul, 9 de spade, iar, ia uite, 9 de spade, Spânzuratul și Moartea, Scorpion, iar aveți semnul peștilor, iar Lună în Pești, că tot vorbim acum încă e Lună în Pești, probabil că vă stresează pe unii, vă aduce un mare stres. 9, iar e 9, e septembrie. Ați așteptat, așteptați, visați. Eu cred că acum, ce văd acum, văd un vis, eu așa simt. Așa simt cărțile. Este un vis, pentru că Spânzuratul reprezintă casa a 12-a peștilor. Aveți iar semne de apă, peștii, ia uite, dream a liter, ia uite, da? Da? Dream a liter. Este casa viselor, fanteziilor, dar și a spiritualității. Visați la cineva care vă va satisface într-un mod în care probabil n-ați mai fost satisfăcuți, clar. Însă există o stare de grijă, da, de stres mental. Oare ne vom potrivi? Oare îmi va face chiar plăcere? Eu visez acum, dar știți cum e, că visul e vis, realitate, realitate. E o stare de stres care se regăsește chiar central. 8 de spade, 9 de spade, 9 de spade și acum. Încercați să puneți capăt, moartea asta înseamnă, stresului, ca să puteți manifesta visele. Da? Alegeți visul. Pentru că visul se va manifesta dacă îl alegeți, mai ales dacă e vis frumos.
Pentru că acum trăim niște vremuri speciale și ceea ce gândim, ceea ce simțim se manifestă mult mai repede. Mesaje pe care tocmai la voi le introduc. Oare? De ce? Da? Încheiați moartea. 12-13, interesant. Stresul, grijile, ca să puteți manifesta visele. În continuare, visați la cineva care vă atrage într-un mod foarte intens și intensitatea acestei atracții aproape că vă stresează. Vă sperie, că asta înseamnă nouă de spade, vă sperie cât de intensă este atracția dintre voi și cineva. Acum evident că mesajul este pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Simțiți că nu mai sunteți voi. Ce face fluturele? Se transformă, simțiți că vă transformă această atracție. Simțiți că sunteți oarecum legate de mâini și de picioare și nu aveți șansă în fața acestei atracții. Și din cauza aceasta, pentru că voi vreți în general, regina de bâte vrea să conducă, vrea să-și conducă viața, cel puțin din punct de vedere intim, nu se mai poate controla. Da? Este oarecum? Trebuie să devină mai blândă, mai docilă, mai ascultătoare, să zicem că am văzut și împăratul și împărăteasa în preajma cuiva. Acum evident că poate să fie și bărbați și femei, nu mă interesează pe mine ce sunteți voi acum care ascultați, bărbați, femei, dar intensitatea aceasta clar există. Poate să fie și din partea unui bărbat. Bărbatul să spioneze oarecum o doamnă de care este extrem de atras. Și această atracție, această intensitate să-l sperie chiar și pe bărbat, da? Există o stare de gelozie undeva în interior pe care o conștientizați și eventual și această stare vă stresează. Sunt multe lucruri. Când vorbim de scorpion, de casa 8-a, că tot am văzut 8-8-8, de casa banilor, am văzut monede, dar și a sexului, a transformării, a morții și înviere. Învierii, evident, că ai, în acest simțiți că cu cineva cu care aveți această atracție foarte puternică, puteți să aveți niște orgasme la care până acum doar ați visat. Că na, ăsta e un cuvânt legal. Orgasmul e un cuvânt legal. Și chiar este un drept pe care ar trebui toată lumea să-l manifeste. Evident că dacă ați avut un partener cu care nu v-ați înțeles, care v-a pus în stare de stand-by, care v-a făcut să așteptați, să vă sacrificați, există și mesajul acesta, puneți capăt acelei relații. Puneți capăt, încheiați acea relație, pentru că în momentul în care încheiați acea relație, manifestați ce am spus mai devreme. Da? Regele de cupe, care vă oferă și pasiune și stabilitate. Cine o fie acela? Nu mă fixez pe zodii, poate să fie semn de foc, poate să fie semn de apă, poate să fie semn de pământ. Există un nou potențial. Eu zic că acest nou potențial vă înfioară într-atâta pe unii. Așa simt. Cam atât deocamdată, sper că e suficient. Da, uite, Ying și Yang Lover. Ying și Yang. Cam atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!